dragii mei, dragele mele și dragi ascultători, ne revedem astăzi din nou, miercuri, bineînțeles, la aceeași oră și, bineînțeles, dumneavoastră așezați comod pentru a ne urmări. Că, sigur, nu întâmplător sunteți în fața televizoarelor, înseamnă că din ceea ce noi transmitem aici este în interesul dumneavoastră. Și ca de fiecare dată, evident, vă surprind cu câte un nou invitat, dar până ajungem la el, vreau să vă spun că astăzi, dat fiind că este ziua scepticismului, m-am gândit să vorbim puțin despre neîncredere, despre îndoială și ieri a fost ziua fricii, adică mi-e frică de, dar oare de ce, dar oare cum, adică vorbim despre anxietate. Anxietatea, vreau să vă spun că aparține oamenilor care tot timpul doresc să fie perfecționiști și gândesc în viitor. Dacă vă regăsiți în următoarele cuvinte pe care vi le spun, luați aminte, nu fac cu tare lucru, dar dacă o să se întâmple cu tare lucru, ce o să fac, cum o să fac și frământări de genul și astfel niciodată nu sunt în prezent, ci mai degrabă sunt în viitor. Cum o să fie și ce o să fie. Acesta este anxiosul. Spre deosebire de depresiv, care este permanent nostalgic și spune, dacă făceam cu tare lucru, nu s-ar fi întâmplat așa. Păi dacă alaltă ieri aș fi avut mintea de astăzi sau inspirația de astăzi sau creativitatea care mă înconjoară astăzi, cu siguranță lucrurile nu le făceam ca ieri. Dar ce să facem? Lucrurile sunt permanent într-o dinamică și atunci trebuie să ne gândim că tot ceea ce facem într-o anume perioadă din viața noastră este ceea ce am știut la momentul respectiv. Și nu uitați că din greșeală ajungem să devenim mai buni și succesul, vreau să vă spun, că aparține acelor oameni care permanent au avut curajul să nu meargă permanent pe aceeași cale bătătorită și cunoscută. Deci greșeala este cumva atât de benefică pentru succes și pentru evoluție. Am făcut așa o mică introducere, dar ca să o facem și mai mare și mai explicativă și mai clară și transparentă, evident mi-am adus un ajutor, că nu întotdeauna mă descurc singură, da? Și invitata mea de astăzi este Carmen Paraschivescu, pe care voi o știți cu siguranță, pentru că a mai fost invitata mea în această emisiune. Bună, Carmen, și bine ai venit! Bine te-am regăsit! Mereu veselă și plină de energie! Da, ca să facem treabă, ca să spun așa. Că mă gândesc că atunci când nu fac ceva util într-o zi, cel puțin asta este sentimentul meu, mă simt așa inutilă sau este perfect uman să creăm în jurul nostru dacă putem și să aducem un nivel de informație atunci când am putea să facem lucrul ăsta. Ce părere ai? Am o părere bună despre ce spui tu, dar perfect uman este și să stăm să lenevim, să ne regăsim cumva liniștea aia prin perioadă de concediu. Concediu zilnic. Măcar o mică perioadă într-o zi trebuie să ai timp și pentru tine. Bineînțeles că probabil îl și ai și tocmai asta te reface și te repune în situația asta de energie. Adesea, spre exemplu, caut momente în care plec singură, pentru că așa este situația și mi se permite să plec 2-3 zile la munte, singură. Și momentele alea sunt absolut fantastice pentru mine. Da. Sunt numai eu în însingurare. Și multă lume mă întreabă, dar cum pleci singură la munte? Păi nu e niciun fel de problemă. Sunt eu cu mine și sunt în însingurare și acolo am atât de multe momente în care să fac ce vreau și când vreau și nimeni să nu-mi ceară nimic decât eu. Da, te felicit pentru alegerea asta, pentru că e într-adevăr benefic să avem timp și cu noi și 2-3 zile faci exact ceea ce alegi tu să faci și nimeni să nu-ți impună nimic, chiar cel mai bun prieten sau un copil sau un partener tot prin trebuie să împarți cumva. Prin mesaj. Iar telefonul este strict pentru ei, atât. Restul e concediu total. Concediu, deci ia că cumva, tace. Cumva caut să echilibrez lucrurile și să aduc starea asta de armonie, ca să spun așa. Așa cum o consideră fiecare de cuvință. Foarte. Uite, mă gândeam până să intrăm în scepticism.
Am văzut, vreau să-ți cer o părere personală, am tot văzut în online persoane cunoscute, publice, dar și persoane din branșa noastră, care vorbesc adesea despre energia feminină, despre această stare de zen, cum să descoper femeia din mine și toată starea asta de bucurie. Spune-mi, este, din punctul meu de vedere, este ok, este foarte bine, dar până ajungem la acea etapă, mai sunt multe etape înainte. Cum consideri tu sau cum vezi tu acest lucru? Nu că sunt eu acum sceptică și îndoită. Cred că orice subiect am abordat astăzi are o mică doză de scepticism în ea, așa că putem vorbi despre absolut orice, ca o întâlnire la o cafea. Da. Despre aceste... Te referi la mici filmulețe sau mici materiale puse în online care prezintă pe scurt un fel de soluție către ceva. Și apoi un întreg curs, numai că vreau să ajung cumva până la acea etapă sau acea persoană care vorbește despre lucrurile astea, adesea sunt persoane care fie sunt tinere, nu sunt căsătorite sau sunt căsătorite și nu au copii sau au o vârstă ca a noastră și nu au familie. Eu cred că ele au făcut niște descoperiri pentru ele însele și din descoperirile acestea simt nevoia să dea mai departe. Ceea ce nu e rău. Nu este rău, numai că fiecare este într-o anumită etapă. Ele au ajuns în etapa aceea în care poate chiar au atins zenul sau poate cred că l-au atins zenul. Sau mai degrabă că au atins zenul. Zenul. Zenul, starea cred că, de relaxare profundă, mă așez în poziția yoga și îmi spun câteva fraze de autorelaxare și motivaționale. Ar fi bine să fie reale și starea aceea să fie atinsă, numai că eu cred că atunci când atingi zenul ești undeva în interiorul tău, mai puțin apari în fața unei camere, fie că e a telefonului, fie că e a unei camere de filmat, și îți expui acest zen tuturor. Dacă el există, zenul acesta se trăiește foarte intens, profund în intimitatea ta. Să spui cuiva cum ai atins tu zenul, deja își pierde zenul. Își pierde din farme. Da. Nu știu, presupune un efort inclusiv intelectual, intens, inclusiv emoțional, să transmiți cuiva felul în care te simți. Și vedem asta în cabinetele noastre când încercăm să scoatem de la cei care se află în fața noastră nu lucrul care li s-a întâmplat, ci felul în care s-au simțit. Calea pe care au parcurs-o până să ajungă acolo, fie că a fost o trăire emoțională pozitivă, fie că a fost o trăire negativă. Și adesea este un drum atât de lung, atât de greu și suferință în care, vă spun eu găsesc oamenii care ne calcă nouă pragul sau chiar și telespectatorii noștri, cei care ne ascultă până la urmă, ei s-au supus unei doze de curaj pentru a veni în contact cu informație care până la urmă ar putea durea. Da, sigur că da. De aceea este de apreciat atunci când putem să stăm alături de cel care își scormonește, în primul rând să își scormonească și să afle pentru el. Mai puțin contează dacă poate să ne transmită nouă verbal lucrul ăsta sau dacă simțim prin diverse metode că el a ajuns la starea aceea. Nu? Cred că de multe ori vrem ca cel de lângă noi să se simtă bine cu adevărat, nu să ne spună nouă ce bine am făcut că a ajuns el acolo. Da. Nu știu, filmulețele sunt foarte bune, sunt amuzante, câteodată ne motivează. De cele mai multe ori cred că ăsta este rolul lor, să ne motiveze să căutăm drumul către ceva mai bun pentru noi. Se vede, deci, că există o speranță, se vede că lumea e preocupată. Foarte preocupată în ultimul timp, da. Ceea ce e pozitiv. Motiv. Sigur că da, sigur că da. Vreau cumva să te întreb, crezi că poți să ajungi la o stare de bine interior, da, acest zen pe scurt, această stare de bine interior, doar stând eu acasă și urmărind doar un curs și câteva fraze automotivaționale și să ajungi la această stare, sau mai degrabă
necesită această etapă de care eu spun, în care să conștientizezi niște lucruri din trecut, să le mesteci bine și să aducă suferința și să conștientizezi niște lucruri. Eu cred că asta ar fi o primă etapă, după care poate ar veni această etapă în care starea de bine s-a instalat și aș putea să trec la niște tehnici yoga, da? În care, sau mai degrabă să le spunem, sunt mai pro pentru tehnicile astea de mindfulness, de relaxare, care pot să inducă o stare. Ce părere ai? Cer să distrug niște mituri, adică să spun că aceste filmulețe nu ar face ceva. Repet, ele fac bine pentru că motivează. Nu cred că cineva neliniștit, nefericit, agitat, anxios ar putea numai prin a urmări, atacuri de panică. Da, prin a urmări niște filme fără să încerce să lucreze zi de zi cu el, poate chiar pe baza acelor filmulețe. Repet, nu cred că ele pot fi îmbinate atât de util și atât de complex încât să ducă până la capăt un fel de terapie. Sunt și programe online făcute de firme specializate, de psihologi, de psihoterapeuți, care au rolul lor, adică pentru cei care nu au acces la un cabinet de psihoterapie, care sunt în imposibilitatea de a accesa, pentru că nu e vorba din punct de vedere material că nu pot accesa un cabinet, ci fizic, câteodată nu se poate. Sunt oameni care navigă și care trăiesc atunci niște sentimente foarte neplăcute, de anxietate, de depresie, nu pot fi controlate acolo de nimeni. Nici nu știu dacă există un cadru medical pe un vapor. Nu. Și atunci pot fi accesate aceste instrumente. Este ca un colac de salvare, dar care nu te ține la suprafață un an. Te ține o zi cel mult până ieși din stare. Da. Până cineva te scoate și te ajută într-o altă formă. Dar dacă ele există, poate că au un scop. Și atunci să le lăsăm. Rău nu au cum să facă, decât dacă, repet, și am repet, o spun acum, decât dacă promit scurtături pe care oamenii le iau de bune și se duc într-acolo și cred că au atins zenul doar pentru că fac același comportament pe care îl face celălalt. Zâmbesc și spun sunt zen, dar în interiorul meu sunt praf. Spun că m-am dezvoltat și caut mai binele meu și mă duc, risc, fac tot felul de comportamente din acestea pe care cineva cu adevărat zen, să zicem, le face, dar eu doar mimez, deci eu copiez niște comportamente, dar în interiorul meu nu am atins niciun pic starea aia, ba din potrivă, câteodată tabloul este că sunt foarte instabil, foarte dezechilibrat, că am nevoie de ajutor, de fapt asta vede cineva. Da. Și pentru mine cumva, că am mai auzit persoane care îmi pare rău că nu pot să fiu așa. Nu ai de unde să știi exact cum este acea persoană, pentru că lasă să se vadă doar ceea ce vrei tu să vezi. Exact cum poate tu la serviciu sau în alt context social arăți doar ceea ce este preferat de tine. Da. E, am făcut puțin sceptică, deci am fost, am vrut să fiu puțin sceptică cu privire la aceste metode. Da. Legat de temă. Cum crezi că ajung oamenii să devină mai sceptici decât alții, să se îndoiască adesea de lucruri, de situații, de tot ceea ce îi înconjoară, să aibă această neîncredere în ce e în jurul lor, în viața socială, în viața personală? Ca și alte lucruri, cred că se învață din fragedă pruncie, din mediul în care trăiești, din experiențele pe care le ai, din ce ți arată societatea, cei apropiați și poate că într-o mică doză este în regulă să avem puțin scepticism. Adică fica păzește bostanul.
Da, să nu ne lansăm în a acorda încredere nemăsurată tuturor. Adică face parte din echilibru acela pe care îl putem lua în bagajul nostru, da, câte puțin de acolo, câte puțin de acolo, să știm că el există și că trebuie să ne punem întrebări în legătură cu orice, dar să nu refuzăm experiența neapărat doar pe baza unei credințe care ni s-a inoculat în timpul copilăriei sau adolescenței. Lumea e rea, lumea e urâtă, lumea vrea nu să profite de tine, nu ai încredere, să n-ai încredere în nimeni, niciodată. Numai în familia poți să fii în siguranță, în rest toată lumea vrea să te fure, să-ți facă rău. Da. Plecând la drum cu un astfel de bagaj, e clar că toată viața vom fi cumva dominați de această stare. De această frică. Exact, cumva și aduce acumulată. O stare de neliniște permanentă și o presiune pe care ți-o pui. Și o pierdere din punct de vedere relațional. Adică, al experiențelor, nu mă lansez în nimic pentru că, sigur, nu știu... Ăla vrea să-mi facă... Vrea să-mi facă rău, vrea să mă fure. Cam astea sunt temele. Vrea să-ți facă rău, vrea să te domine, vrea să-ți facă, nu știu, să te păcălească cumva. Da, nu mă mai expun la nimic. Deci nici nu risc. Evit orice și exact. Evitarea. Și poate să dea naștere unei structuri de personalitate de acest tip în care... Adică să dezvolte niște tipare de gândire gen obsesiv-compulsive, că până la urmă inclusiv. Repetitivitatea asta continuă a acestui gând nu este ok. Acum, anxietatea este firească, deci frica este firească și o trăiesc toți oamenii de pe glob. Ceea ce face diferența și unde ar trebui să ne uităm este că intensitatea ei este de fapt face diferența între oameni cumva, pentru că dacă frica nu ar exista, aș sări pur și simplu în fața unei mașini. Deci frica ne este utilă, este bine să o avem. Ideea este să văd cum o manageriez și cât de mult îi permit să-mi gestioneze viața, ca să spun așa. Dacă am putea să o urmărim și să o controlăm, ar fi bine. Câteodată nu se poate, din diverse motive. Dar anxietatea aceea ca stare și ca stare indusă de evenimentele de zi cu zi, câteodată poate fi controlată și poate chiar există metode care pot fi împărtășite pe scurt. Da, sunt metode din... terapia cognitiv-comportamentală care pot fi aplicate. Tehnica respirației. Și fără să știi, doar încrezându-te, deci având încredere că cei care ți le transmit au cum să zic, îndreptățirea să ți le transmită, deci știu pe ce se bazează, fără să-ți prezinte tot istoricul terapiei, ce se întâmplă în spatele tehnicilor, le poți aplica și poți scăpa cu succes de anxietate. Iată cât de important este în cine investești putere, în cine investești încredere și valoare. Exact. Că despre asta este vorba. Dacă eu vin cu încredere la tine, deja jumătate din terapie este făcută. Da. Trebuie. Aici e un subiect foarte actual. Asta. În ce ne încredem și de unde ne luăm sursele de informare. Trebuie să avem o plajă foarte largă și de informație. Avem. O avem. La dispoziție. Ideea e cum o extragi. Da. Ceva îți spune că un lucru ai putea să te bazezi pe el mai mult decât pe altul, dar bineînțeles că ar face subiectul unei, cred că, teme de cercetare, chiar cum îți alegi sursele de informare. Câteodată și profesionalismul nu este, adică atins hârtia pe care o ai cartonul. Așa, da, nu este neapărat un criteriu. Da. Un criteriu de alegere a informației. Dar a profesionalismului, să o spunem până la urmă. Da. Să nu facem același păcat. Domeniu, da. În orice domeniu este valabil da, acest. Da, nu poți testa la infinit, nu poți să cercetezi toate sursele, nu poți să te încrezi doar în ceea ce știi tu că până atunci a funcționat. Deci este o lume care prin... Însă și cantitatea informației care ni se oferă acum te anxietează și te face să îți pui prea multe întrebări și câteodată să uiți care este scopul vieții tale și scopul activităților tale,
să fii liniștit. Și atunci poți să le lași la o parte și să îți iei câte o doză mică din fiecare și să aștept deja, să treacă. Deja ajungem încet, încet la idealism, ca să spun de ce. Pentru că această dorință de a avea cartoane, diplome, da, atinge așa și starea ego-ului. Să simt eu că sunt mai special, mai puternic, că fac niște lucruri. Nu neapărat, cum să spun eu, această diplomă în plus îmi aduce și plus valoare, că despre asta este vorba. Da, este de multe ori este foarte adevărat și inversul, adică da. Să nu am nimic iarăși nu este, da. Nu se condiționează una pe alta, deci sunt oameni care au bunul simț și buna, cum să spun, cunoașterea lucrurilor pe care le știu și pe care nu le știu și împărtășesc din ceea ce știu și își recunosc este limitele acolo. Este mare lucru să da. Poți să recunoști până aici. Până aici, da. Până aici și știu eu și pot. De dar aici încolo... În ceea ce privește profesia noastră, foarte mulți sunt nepregătiți pentru că nu au făcut facultatea de psihologie. În schimb, pot să-ți spună tot timpul deschis că psihologia este o știință care se bazează pe simțul comun, pe care toată lumea poate să o stăpânească. Aici vorbim despre cei care nu au facultatea despre de psihologie, cei care nu au facultatea. Pentru că, da, uite, chiar ar fi și mă bucur că m-ai ridicat mingea la fileu și e important să știe telespectatorii noștri, sub eticheta consilier de dezvoltare personală, să ne înțelegem, dragii mei, acolo nu au la bază, oamenii aceia nu sunt pregătiți, nu au o facultate de psihologie, da? Deci este un curs, am înțeles, de 3 luni. Da, sau... nici o altă formare de lungă durată. Este o formare foarte scurtă, ci, nu știu, câteva, un weekend, așa umbla vorba, un weekend în care te pregătești să fii consilier de dezvoltare personală, ai o diplomă, dar ne punem puțin întrebarea, nu mai vorbesc de facultatea de psihologie care oferă o bază teoretică foarte bună, dar și practică. Da, așa. Da. Dar de formările care se fac în psihoterapie de ani de zile, de 3, 4, 5 ani câteodată. Dar suntem printre noi care facem nu numai o singură formare, ci facem două, da, trei formări. Una și, ar okay, fi minimum. Și atunci, da. Și atunci cum putem să comparăm un weekend, da, și mă numesc că este internetul plin, da, Facebook-ul și Instagram-ul, da, de persoane care fac cursul online consilier de dezvoltare personală și ne vorbesc despre cum să ajungem la echilibrul interior. Poate face o emisiune odată despre frustrare în ceea ce privește acest lucru, că suntem într-adevăr frustrați ca profesie de acest fenomen. Această categorie de persoane care... Și care se poate face în continuare cu toate vorbele pe care noi le tot facem, adică nu am nimic împotriva faptului că poate să fie coaching, că poate să fie numit altfel, dar consilier de dezvoltare personală. Țineți ideea personală. Să vorbim după, că deja prima parte a emisiunii, ia câte că s-a dus. Ok, continuăm. Dragii mei și dragele mele, rămâneți alături de noi pentru a doua parte a emisiunii noastre, unde să vorbim mai exact despre diferențierea dintre consilier de dezvoltare personală și psiholog, psihoterapie și dezvoltare personală. Bine ați revenit și bine am revenit și noi și din nou în casele dumneavoastră. Nu vă las prea mult să așteptați pentru că subiectul este fierbinte și trebuie să-l punem în discuție. Deci, spuneam că așa unele persoane vor să se dea maestre așa în arta dezvoltării personale, în ceea ce se numește evoluție personală și s-au gândit unele persoane să facă un curs de 3 luni și au devenit specialiști în consilier de dezvoltare personală și fac tot felul de cursuri și ne învață pe noi cum să ajungem la un echilibru interior, această stare de zen. Și
Apropo, spre exemplu, ceea ce întâmpinăm noi ca profesioniști, întâmpină, spre exemplu, mi-a venit acum în minte un exemplu, medicii diabetologi care dau diete, da? Și care prescriu pentru oameni care chiar au nevoie, da? Mă refer la obezitate, spre exemplu, și dau niște diete, da, personalizate și, bineînțeles, învățate foarte bine. Se întâmplă să facă și persoanele care sunt instructori, da, dar care nu neapărat au o pregătire în domeniu, ci poate tot la fel un curs. Și adesea am auzit medici care s-au plâns de acest lucru. Da, cred că se bazează pe niște scăpări, niște nișe pe care nimeni nu le poate controla. Colegiul psihologilor... Sau nu se vrea să se controleze, nu neapărat știu, că nu se poate controla. Se vrea. Din moment ce există curs care este acreditat de un minister al muncii sau cine l-a acreditat, probabil că s-a folosit o nișă. Că instructorii ne spun cam ce să mâncăm ca să fim bine, ca să nu ajungem la nutriționist atunci când vrem să ne păstrăm un echilibru. Să facem așa, repede, așa. Poate că e de înțeles. Sau că mai vorbim între noi, tu ce ai mâncat, tu cum mănânci. Da? Așa. Nu luăm locul medicilor diabetologi, dar este foarte grav și într-adevăr cred că ar pune semne de întrebare asupra probității profesionale dacă profesia ar fi la baza a ceea ce fac oamenii, dar sunt oameni total nepregătiți, care nu sunt în domeniul respectiv, deci ca colegiul psihologilor poate sancționa psihologii, dar nu poate sancționa nepsihologii care fac pe psihologii. Este un... Nu? Da, că am făcut și un joc de cuvinte. Am făcut pentru că, într-adevăr, așa se întâmplă. Deci nu pot acționa asupra celor care nu sunt psihologi. Pe noi pot să ne sancționeze pentru că nu aplicăm bine sau nu facem ceva bine sau cineva ne reclamă, dar pe un psiholog unde îl reclami? Este consilier de dezvoltare personală cu un curs și imediat făcut, nu 3 luni, se poate, da, și imediat weekend. Da, am auzit că se fac cursul și într-un weekend. Și imediat se debarasează, da, că domne, eu nu sunt specialist, eu de nu aici nu pot fac. Să răspund, nu da, știu dacă ce ar fi fac ceva. În cabinete. Totuși vorbim de minte umană, vorbim de niște lucruri care pot schimba la nivel cerebral niște lucruri. O altă titulatură pe care am regăsit-o în mass media și în online, facilitator de tehnici yoga, facilitator de energie pozitive, de dacă ni se permite, de ce nu? Exact. Adică noi deci rămâneam... yoga am practicat și eu. Asta ar însemna acum să spun facilitator, da? Adică și să fac numai asta. Am făcut-o în formarea mea, în tot ceea ce cuprinde partea asta de psihologie. Nu putem decât spera că făcând cu profesionalism ceea ce facem și transmițând celor și din jurul cale, nostru, da? Că există diferențe Evidente, asta înainte de a intra, că probabil până la urmă se convinge toată lumea ce se întâmplă într-un cabinet de psihoterapie și ce se întâmplă într-un cabinet de consiliere pe dezvoltare personală. Mai degrabă fac cursuri, că nu cred eu că facilitează, ca să spun așa, o terapie, o formare, un proces chiar de dezvoltare. Chiar stau și mă gândesc ce se petrece într-un cabinet. Sunt curioasă. Sunt curioasă în ce fel te consiliez să te dezvolți personal. Cu o persoană. Când nu am, nu știu, ceva pârghiile la bază, la mână, da, adică care sunt tehnicile, ce fac, că să vorbești și să te îndrum, să-ți spun haide că poți, haide că faci. Poți să spui și cu vecina la scară, nu? Da, poți să-ți spui singur în oglindă dimineața, hai că poți, hai că faci. Dar lucrurile astea nu funcționează nici dacă ți le spune un psiholog, hai că poți și hai că faci. Exact. Mult, ca la medicul nutriționist și de boli de, sau diabetolog și de boli de nutriție, are ceva în spate care deja știe când vorbește despre fasole, el știe ce face fasolea în organism, unde se duce și ce funcție are nutritivă, cum se digeră și așa mai departe. Nu pot să spun doar la modul general, un instructor sau un, nu mai știu cum se numesc așa, consilier din aceștia pe probleme de nutriție,
să-ți spun eu ce face. Ok, știu că îngrașă, dar nu știu de ce, nu știu ce e la baza ei, nu știu că poate chiar ai nevoie de respectivul aliment. Așa este și la psiholog. Eu poate nu știu să spun hai că poți, hai că vrei, hai că suntem, știi tu că poți și du-te acum și simte-te mai bine, da? Ci știu ce e în spatele tuturor. Ești în lume și trăiește. Ești în lume și trăiește, te bazezi pe ceva, că se termină o resursă dintr-o parte, că mă duc în partea cealaltă, că acum observ ceva și că fac altceva. Nu e atât de simplu. Spun un cuvânt astfel încât să trezesc o emoție. Este o atenție majoră acolo. Da. Vezi tu cum am adus eu ziua scepticismului în discuții astăzi. Și cum ne atinge și pe noi. Hai să nu avem încredere în consilierii de dezvoltare personală. Am fost doar sceptice. Să ne punem întrebarea. Să ne punem întrebarea și să cunoaștem. Deci dacă vreau să merg la un medic, eu răscolesc puțin în cunoștințele medicului meu de familie și spun mă doare aici, da? Și el știe, dar cum te doare? Deci a început de ieri, a început de nu știu când. Ok, în funcție de ce vede că am, mă trimite ori la ortoped, ori la reumatolog, ori la dermatolog, ori în alte părți, da? Deci mă bazez pe știința celui în care am investit încredere. Am încredere totală în el și știu că dacă mă va trimite, mă va scăpa de drumuri, de investigații, de bani, de toate resursele mele pierdute, da? Și deci mi-aleg în cine să am încredere și cum să procedez. Bineînțeles că pot să n-am încredere, da? Și atunci caut un alt drum, o altă cale către a-mi rezolva problema. Da, că nu sunt nebun. Pe mitul acesta în care încă persoanele fac confuzie între psihiatrie și psiholog, dar chiar dacă merg și la psihiatru, până la urmă asta nu înseamnă că sunt nebun, da? Înseamnă că pentru momentul ăla, pentru că adesea ai observat, sunt anumite cazuri în terapie în care chiar este necesar un tratament la bază pentru a facilita mai ușor terapia. Bine, aici vorbim poate de multe ori de cazuri mai psihopatologice, în care trecem de partea asta normalului, ca să spun așa. Și chiar și nebunia e bună. Nu? Bineînțeles. Chiar și nebunia e normală. Chiar și nebunia există și atunci, dacă face parte din fișa noastră, fișa postului, facem trimiterile astea fără nicio apăsare, fără niciun fel de emoție că ar putea fi luată într-un fel, dar ce mă crezi nebun? Nu, cuvântul ăsta în sine nu înseamnă nimic. Da? Din nebunia asta s-au creat atâtea lucruri frumoase. Da, ne e frică să fim nebuni, dar nebunia există, da? Dacă e să o luăm ca boală psihică, da? Există, e o normalitate, adică face parte din viețile noastre, este posibilă oricând. Nu suntem nici unii feriți de treaba asta. Astăzi sunt bun, mâine pot să fiu nebun, da? Și să mă duc să văd dacă boala mea are un tratament și o vindecare sau nu, ca orice altă boală și afecțiune. Și deja dacă am niște soluții, se folosește un cuvânt ca să ne ferim de fapt de disconfortul de a ne duce undeva. Nu ne face nici mai buni, nici mai nebuni. Da? Boala psihică e normală, trebuie să fie tratați toți, buni sau nebuni, cu boli psihice sau fără boli psihice, trebuie să tratați absolut ca niște oameni. Așa cum tratezi o măsea care este cariată. Da, exact. Nu? Da. Și de fapt așa și sunt. Dacă te uiți și tu lucrezi cu oameni bolnavi, așa și sunt. Deci în spatele nebuniei, în spatele bolii psihice, există omul care are niște însușiri ale lui, niște obiceiuri ale lui, are o viață a lui și o personalitate pe care trebuie să o respectăm. Întocmai. Da, Carmen. Suntem bine. Suntem bine. Chiar și în scepticism suntem trecând bine. Prin toate, așa puțin și prin frustrare și prin scepticism, prin anxietate, prin de tristețe. De fapt, despre ce este? Asta este viața normală. Viața normală este o viață
cu bune, cu mai puțin bune, da? Cu nebunii și mai puțin nebunii. Știți ce cred că este vorba în emisiunea asta? Așa, despre libertatea de a vorbi despre orice. Categoric. De ce nu? Pentru că sunt lucruri absolut firești. Tema în sine, adică ne aduce posibilitatea ca să deschidem mai multe subiecte și tot noi să le închidem. Da, cred că, apropo de zen, de starea de bine, de lipsa scepticismului sau a fricii sau a anxietății, este vorba despre a-ți afirma trăirile de moment, despre libertatea de a vorbi despre temele tale interioare care te înfricoșează. În momentul în care aș putea să fac o comunicare către cineva care mi inspiră frică și aș putea să-i spun, știi, în prezența ta simt frică, probabil că ea ar dispărea. Adică celălalt mi-ar inspira ceva despre trăirea asta a mea care m-ar pune față în față pe mine cu mine, nu cu el. Da? De deci, ce anume din mine mă înfricoșează când văd această persoană? Persoană, da? Că reflectă ceva. E emoția aceea pe care o simțim față de autoritate, față de cei mai în vârstă. De față halatul de cei... alb. Da, de halatul de alb. De evaluare, de o primă evaluare, de un interviu și tot așa. Da. Ca să spun. Normal că... s-ar produce o depresurizare sau, da, să scap depresiunea aia din mine atunci când aș afirma lucrul ăsta. Și de cele mai multe ori, oamenii care se simt bine cu ei înșiși sunt cei care fac comunicările astea foarte deschis. Adică... să spun adevărul ceea ce simt. Uite, spre exemplu, încurajez adesea, spre exemplu, pe fiica mea, este foarte important să transmiți ceea ce simți. Dom'le, nu mai m-am întâlnit cu tine pentru că în întâlnirea cu tine, da, mă simt limitată la anumite lucruri. Persoana respectivă ea, deci doar își face anumite scenarii, da. De ce nu te mai vezi tu cu persoana în cauză? Adică este foarte... Oricum va fi sceptică persoana dacă este sceptică de felul ei, să spună nu, îmi spui asta când de fapt tu vrei să spui altceva. Dacă bine, și asta nu se mai nu se încheie niciodată. Și atunci e de preferat să spui tu, e așa cum spui tu și ai încheiat discuția. Da. Sunt persoane de genul care iau permanent lucrurile personal, le interpretează permanent și nu dau încredere în ceea ce spui tu, pentru că, așa cum am început emisiunea și am spus, au deprins și au înțeles că este mai bine așa să nu am încredere în ceilalți și permanent să mă feresc de anumite situații. Deci e la bază tot o comunicare defectuoasă, o comunicare pe alte baze decât pe cele deschise, să transmitem exact ceea ce vrem să transmitem fără ocolișuri și fără să o luăm pe după colț ca să te aduc să înțelegi tu ceea ce vreau. Situație. Deci este vorba de a nu îmi comunica nevoile mele, de a nu îmi comunica dorințele, credințele, nevoi, lucruri pe care vreau eu să le fac. Deci de a mă pune pe mine cumva într-o situație de secundar, nu de principal. Da? Eu vreau să transmit ceva, dar mă gândesc întâi cum o să primești tu lucrul ăla. Da? Hai să-l transmit direct și să văd câtă deschidere... Și să nu mai protejezi pe celălalt neapărat, că care poate protecție? Chiar că de celălalt... fapt îl îngreunezi starea, îngreunezi situația, trebuie exact să ghicească ce vrei tu. Da, și e mai important ca să-i spun celuilalt ceea ce vreau, ceea ce simt, pentru că astfel poate să înțeleagă și el să raporteze la mine, da? Într-un mod... Deci, de fapt, este o agresivitate față de celălalt ca eu să transmit în felul ăsta. Nu e diplomație, este doar o comunicare defectuoasă, este doar o îngreunare a situației tuturor limbajul din actul acela de relaționare, de comunicare. Adică vreau ceva, dar îți spun pe dos sau dacă îți spun deschis, tu îmi spui nu e așa. Iar în spate stă o frică, este clar. Frica este de a nu clar. Fi interpretat sau...
În spate stă, cred că, o învățare greșită, ca și cum ai învăța o teoremă greșit și o aplici toată viața și te miri de ce te pică ăștia la examene, permanent. De ce nu ți iese rezultatul, de ce, nu știu, da. Vrei să calculezi cât covor să cumperi, dar aplici nu știu ce formula ariei în loc să... Da, să o faci simplă. Da, și după aia spui, sunt nefericit că, uite, da. Toți m-au înșelat, când de fapt tu pleci la drum, la drum cu asta. Cu altceva. Ai observat și cred că cu siguranță știi că adesea femeile simt mult mai ușor anumite lucruri spre deosebire de bărbați, pentru că ele intuiesc lucruri mai repede decât bărbații și bărbații de obicei devin mai sceptici când o femeie spune uite, eu simt că ar fi mai bine să facem așa. El vine cu raționamentul lui și spune, dar pe ce te bazezi tu? Cum argumentezi tu lucrul ăsta? Păi uite, iaca, așa simt. Da, da, cred că intuiția vine și dintr-o experiență. Intuiția vine din anticiparea sau derularea mentală a unui fenomen. Adică știi și unde înțelepciunea te poate duce. Trecerii prin anumite experiențe de viață. Deci intuiția nu e ceva paranormal, este un rezultat al unui algoritm. Am făcut așa și a ieșit așa. Nu mă mai duc pe partea aia. Deci intuiția îmi spune că e dacă bine așa. O să fac o investiție proastă, o să iasă prost, că poate am mai făcut-o sau am văzut-o la alții, nu? Deci e tot un rezultat al unui raționament, câteodată făcut așa, mai rapid decât pot bărbații să-l facă. Tu, da, cum îi explici tu bărbatului lucrul ăsta? Ori faci ca mine, eu, ca așa vreau ca așa eu. Se întâmplă adesea. Uite așa că vreau eu. Nu, da. Așa. Nu, clar, nu fac doamnele noastre așa, însă cu siguranță regăsesc tipologia asta. Nu știu, domnule, pur și simplu simt. Uite, dacă nu faci ca mine acum... O comunicare deschisă, cred că ar spune. Știi de ce? Pentru că, nu știu, să presupunem, cum ai spus, că facem un lucru pentru familie sau ceva, da? De ce crezi că o să iasă bine? Pentru că am mai făcut-o, nu știu care, și a ieșit bine. Pentru că, uite, am dus raționamentul ăsta în toate felurile și a ieșit bine. Dacă e vorba despre ceva ce vreau să ocolesc, pentru că am mai făcut treaba asta și mi-am făcut bine. Și atunci nu? Bărbatul spune, e important să mă așez, că cu siguranță durează explicația. Hai că așa facem și gata. Da. Și ca să nu mai stai să-i spui, glumim, este o emisiune în care ne simțim relaxate și cu siguranță telespectatorii noștri și-au luat și ei un pahar de suc sau o cafea și ne ascultă. Bărbatul, ca să scurteze tot această explicație care la noi femeile ar putea să dureze poate și 5-10 minute, de multe ori spune, bine, facem ca tine. Poate să fie așa sau nu, sau? Și de acolo este cearta aceea benefică, să zicem, să presupunem sau să sperăm, din care... punând față în față niște lucruri, da? Bine, trebuie să acum mă gândeam la fenomenul acela de scepticism, să mă gândesc că totuși fac echipă cu celălalt, da? Adică clar, că totul merge în partea aia. Clar, că mara e comună și fiecare aduce în ea. Pentru că dacă intervine scepticismul, tu vrei de fapt să mă păcălești. Nu vorbim de actele de putere, în care vreau să-i demonstrez celuilalt că trebuie să fac ca mine. Ok, atunci ne certăm puțin și din asta iese o treabă constructivă, ne certăm la modul ăla civilizat, din care punem față în față ideile și la urmă vedem din acei doi algoritm, să zicem, la care la unul în mentalul lui spune că dă bine, la celălalt că încă mă îndoiesc sau dă rău, să vedem dacă într-adevăr una dintre logici este mai pertinentă și că ne duce spre a face cumva gestul respectiv, actul respectiv. Da. Consider că bărbații ar fi mai sceptici decât femeile sau invers? Depinde, în cupluri, în relații, s-ar putea să fie, o prejudecată, faptul că femeile vor întotdeauna să obțină ceva de la bărbați, dacă vor să intre într-o relație, să pornească mai cu, să zicem așa, un semnul întrebării, dacă relația este pe bazele acelea pe care le-ar vrea fiecare, de dragoste, de atracție, de
nu știu, dorința de a face ceva împreună sau este doar hai să... Un interes da. Ascuns. Un interes ascuns. Invers, și femeile pot să creadă tot timpul că bărbații au un interes. Ar putea să fie folosite, ar sunt putea... diverse. Da. Carmen, te anunț din nou că, că s-a terminat emisiunea. Îți vine să crezi sau nu? Asta e realitatea. Da. Da. O să-mi nu iau vine și... să cred, nu vine sunt să foarte crezi. Sceptică că chiar se termină. Da. Dragii mei, voi pe parcursul acestei emisiuni ați avut îndoieli? Ați fost sceptici vis-a-vis de ceea ce noi am vorbit? Nu-i nimic. Dacă ați fost sceptici sau n-ați avut încredere în ceea ce poate noi am spus, mergeți repede și căutați un răspuns în altă parte, validați-l, știu și eu. Dacă nu, rămâneți în starea de confort și ulterior poate veți afla un răspuns mai bun. Dar sunt convinsă că dacă vă uitați la această emisiune, mi-ați acordat deja credit atât mie cât și invitaților mei. De lucrul ăsta sunt convinsă. N-am nicio îndoială și nu sunt sceptică. Și de obicei îmi doresc să nu fac lucrul acesta, pentru că dacă tot interpretez lucrurile, s-ar putea să ajung prea departe cu gândurile și să pierde timp prețios. Astăzi vă spun vouă la revedere cu gândul de a ne revedea și tot la revedere îi voi spune invitatei mele, Carmen Paraschivescu, care, draga mea, ca și altă dată, mi-a făcut realmente plăcere și energiile noastre cumva au rezonat și tot ce am vorbit noi aici de asemenea. Abia aștept să ne revedem. Cu mare drag. Deci, dragii mei, toate cele bune și vă rog, lăsați scepticismul și trăiți liber în ceea ce gândiți, faceți și acționați. Toate cele bune!